Domnul Moculescu, la câte instrumente știți să cântați? Bine, la niciunul. Așa, da. Mă joc la câteva. Câte? Ai trei. Trei? Da. Vioară? Nu, cu vioara a fost o problemă mare, așa că... A, deci n-ați mai... Da, nici gând. N-ați da. Mai studiat. Dar eu știu unde vrei să ajungi. Nu, vreau să vă spun că în această seară... Eu știu unde, că doar eu l-am invitat. La stele de 5 stele. Dar n-ați-am spus că eu l-am invitat, tu insistă pe această prezentare, că-mi place. Avem un artist. Care? Care cântă. La câte? La 12 instrumente. Așa este. Aplauze pentru Dan Ionescu. Thank you.
impresionant. De ce nu știți voi, este că am făcut un turneu cu el în Statele Unite și în Canada. Așa. Și îmi pare rău că n-a adus acum paiul, cântă la un pai, dacă poți să crezi așa ceva. I-am promis, pentru că am acasă primită cadou de la un prieten al meu din Suedia, o ocarină, care are o figură nemaipomenită, e o pasăre, ceva, eu voi face cadou. El este, la rândul meu, el este un virtuos al acestor instrumente de suflat. Este, într-un fel, cred că ar avea loc pe scena unui casino din Vegas, acolo unde au loc show-urile marilor performeri.